Mulțumesc fraților, fratelui Vasile, fratelui Leonard, care m-au primit cu dragoste. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor. Am venit pentru câteva zile aici. Mă întorc marți dimineața înapoi în Detroit. De acolo, după o săptămână, mă reîntorc în România. Doresc ca Dumnezeul Cerului să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și familiile dumneavoastră. S-a citit aici un pasaj, un episod din viața Apostolului Pavel, un episod în care Apostolul Pavel a avut nevoie de intervenția lui Dumnezeu în viața lui. A avut nevoie ca Dumnezeul Cerului să intervină și să-l ajute. Era important pentru el să accepte intervenția lui Dumnezeu în viața lui. Noi de multe ori ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și cerem de la Dumnezeu izbăvire. Și Dumnezeu ne oferă soluții. Dumnezeu deschide uși și oportunități pentru noi. Și de multe ori, pentru că suntem obișnuiți cu altceva, nu acceptăm soluția lui Dumnezeu, sau nu o privim ca și corectă, nu vedem ușile pe care Dumnezeu le deschide pentru noi și stăm debusolați și ne întrebăm oare de ce nu ne ascultă Dumnezeu. Și Biblia ne spune că Dumnezeu, împreună cu încercarea pe care o avem în viața noastră, a pregătit mijlocul să ieșim din încercarea aceasta, ca să putem să fim salvați, să putem să fim izbăviți. Și mesajul meu din după masa aceasta, pentru noi, pentru toți și pentru mine și pentru dumneavoastră, este cum să acceptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră. Și îl vedem pe Apostolul Pavel că merge la marii preoți, cere scrisori de acreditare de la ei să meargă la Damasc, să aducă de acolo pe toți creștinii, pe toți aceia care proclamau numele lui Iisus Hristos, pe toți aceia care spuneau că cred în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, cred în învierea morților, cred că Iisus Hristos este Salvatorul omenirii. Și el spune, mă duc și aduc în lanțuri, fie femei, fie bătrâni, fie copii, și astfel voi pune capăt creștinismului. Însă nu știa care să se întâlnească cu cel care i-a spus lui Petru într-o zi, tu ești Petru, și pe mărturia aceasta ta, pentru că Petru s-a ridicat în picioare și a spus, pentru mine nu ești Ilie, nu ești unul dintre profeți, pentru mine ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Și Iisus îi spune, tu ești Petru și pe această piatră, pe această mărturie, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morții nu o biruiesc. Nu știa Pavel cuvântul acesta, că nu făcea parte din ucenicii lui Iisus. Nu știa că are să lupte împotriva împăratului împăraților și Domnului domnilor. Nu știa lucrul acesta. Și l-a crezut că poate să distrugă creștinismul. Și în drumul acesta lui înspre Damasc se întâlnește cu Iisus Hristos. Și vă închipuiți ziua la miaza mare, pe drumul Siriei, să vezi o lumină atât de puternică când soarele este cel mai puternic la miaz. Să rămâi orb tu, să cazi de pe calul tău și cei din lângă tine să nu pățească nimic. Cei din lângă tine să n-aibă nimic, tu să rămâi orb. Și de acolo, de jos, să auzi o voce din cer de la Dumnezeu, Saule. Saule, pentru ce mă prigonești? Și răspunde, cine ești? Și răspunsul vine din nou din cer. Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Și Pavel atunci pune întrebarea, Doamne, ce să fac? Dacă tu ești Iisus și eu sunt Saul, eu ce trebuie să fac? Și spune, du-te în cetate și se va spune ce trebuie să faci. Să duci în cetate și începe să, după ce Anania se roagă pentru el, își capătă vederea, se umple de Duhul Sfânt, este botezat, începe să predice acolo cuvântul lui Dumnezeu. Începe să spună celor care el credea că îi duce la Ierusalim, să spună acum, eu, prigonitorul, am devenit fratele vostru. Pentru că cel care ne face, ne rudește și ne face frați, este unul singur. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și a început să predice Evanghelia. Și spune, după un timp, după ce a rămas la Damasc, și a început să predice Evanghelia. Auzi ce spune, după câtva timp, iudeii de acolo s-au sfătuit să-l omoare. Cum Pavel nu mai ai scrisori în buzunar de la marii preoți,
Nu mai ești un puternicit, nu mai ai garda personală lângă tine, nu mai poți să legi și să duci înapoi la Ierusalim pe cine voiești tu, viața ta este în pericol? Da. Da. Și auziți, și spune că porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dacă era păzite doar ziua sau doar noaptea, ar spune că există o șansă să fie salvat, nu? Dar porțile erau păzite zi și noapte și porunca era dată clar. Pavel trebuie să moară. Și am văzut în situația aceasta, când omenește, noi am spune că nu mai există nicio șansă. Nicio șansă. Pavel în Damasc, în cetate, porțile erau păzite și zi și noapte și porunca era dată clar. Pavel trebuie să moară. Pavel trebuie să fie omorât. Și să accepți soluția lui Dumnezeu în viața ta, să accepți soluția lui Dumnezeu în viața mea, când omenește, nu există nicio șansă. Și vreau să vedem exemple din Scriptură. Și vreau să vedem cum acceptă Pavel soluția lui Dumnezeu. Ne spune că într-o zi, Ben-Hadad, împăratul Siriei, înconjoară Samaria. Și era o foamete extraordinar de mare în Samaria. Și acolo a ajuns încât să-și mănânce copiii. Și împăratul spune, Elisei este vinovat. Și la poarta Samariei se vindea un cap de măgar cu 70 de sicli. Și vine Elisei și spune, ascultați-mă, mâine la ora aceasta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină. Deci cea mai scumpă făină, cu un siclu. Și slujitorul pe umărul căruia se sprijinește împăratul spune, auzi, tu știi ce vorbești? Să facă Dumnezeu ferestre în cer. Așa ceva nu se poate. Păi tu nu vezi că Ben-Hadad, împăratul Siriei, a înconjurat Samaria. E cel mai puternic împărat. Armata lui este dincolo de poartă. Nimeni nu este din cetate, nimeni nu intră în cetate. Și tu ne spui lucrul acesta? Că dacă eu nu cumpăr acum un cap de măgar, mâine cumpăr cu prețul acela cam 200 de, un butoi de 200 de litri de făină, de floare de făină, nu se poate așa ceva. Așa ceva nu există. Să uite Elisei la el și spune, știi ceva? Pentru că tu nu crezi cuvântul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e mai puternic decât Ben-Hadad. Pentru că nu crezi, tu nu crezi că Dumnezeu ce spune, El duce la îndeplinire. Și Dumnezeu are soluția Lui și are timpul Lui când se intervină. Vei vedea cu ochii tăi și nu vei avea parte. Știți care a fost soluția pentru Samaria? Spune, la poarta Samariei erau 4 leproși. Și oamenii ăștia s-au trezit și au spus, mai, dacă intrăm în cetate, în cetate este foame, te murim. Dacă rămânem aici, la poarta Samariei, murim. Haideți să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne lasă cu viață, trăim. Dacă ne omoară, murim. Oricum murim. Nu avem alternativă, dar totuși avem o soluție. Haideți să ne, nu să mergem, să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Și în timp ce 4 leproși, bolnavi, flămânzi, fricoși, nu știau îi omoară sau nu îi omoară, mergeau spre tabăra sirienilor. Spune că Dumnezeu a făcut să se audă o vuiet de cară și de călăreți. Și împăratul sirienilor și soldații lui a spus precis, împăratul Samariei a întocmit pe împăratul Siriei și egiptenilor, pe doi împărați, haideți să fugim, să ne scălpăm viața. Să mergem și mergeau înspre ei, nu 4 împărați, mergeau înspre ei 4 leproși. De era acolo autoritatea lui Dumnezeu din ceruri. Cum să salveze Dumnezeu o cetate prin 4 leproși? Să fugă o armată de 4 leproși? Da, fuge o armată de 4 leproși, când acolo este cuvântul lui Dumnezeu. Și au ajuns leproșii aceștia în tabăra sirenilor. Și unul dintre ei spune, mai, după ce au luat, au mâncat, au ascuns, au pus și pe a doua zi, au spus, ce facem noi nu este bine. Să mergem să dăm de știre casei împăratului. Și au mers și au dat de știre casei împăratului și împăratul a spus, este o capcană, nu putem. Haideți să trimitem iscoade să vedem dacă este așa. Și au mers și au găsit merinde, haine și mâncare acolo, au adus și a doua zi s-au vândut la poarta Samariei.
Făină, așa cum a spus cuvântul lui Dumnezeu prin Elisei. O cetate să fie salvată de 4 leproși? O cetate, o armată să fugă de 4 leproși? Fuge. Când vrea Dumnezeu să fugă, fuge. Când vrea Dumnezeu să salveze o cetate, o salvează prin mesajul a 4 leproși. Acceptăm noi salvarea pe care ne-o dă Dumnezeu și cum vrea Dumnezeu să ne dea? Într-o zi, o femeie, în Marcu 5, spune că o femeie a cheltuit tot din de 12 ani cu boala ei. Nu mai avea bani, nu mai avea medic la care să meargă, a cheltuit tot. Și într-o zi aude că trece pe aproape de ea cel care are toată autoritatea în cer și pe pământ. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După lege, ea trebuia să strige dacă cineva s-a apropiat de ea la 30 de metri, necurat, necurat, necurat. Dacă cineva s-a așezat pe scaunul unde ea a fost așezată, fără să știe, și pe urmă îi se spunea, trebuia să iasă afară din tabără, să fie și el necurat până seara. Seara să schimbe hainele, să se spele, să intre pe urmă înapoi în cetate. Pe omenește, pentru ea nu exista nicio șansă. De aia a spus, ignor legea. Pe cum să strig necurat, că toți mă izgonesc. Mă trec prin spate, mă ating de poala hainei lui. Și în gândul meu, și în mintea mea, pentru că omenește, nu există șansă pentru mine, bani nu mai am, medici nu mai există, soluție pentru mine nu există, tratament nu mai există, dar există ceva. Când mă ating de el, strig ceva. Vindecat, vindecat, vindecat. Nu necurat. Și se atinge de Iisus și dispare mulțime. Pune Iisus întrebarea, cine s-a atins de mine? Și spune ucenicii, Doamne, Tu nu vezi cât sunt? Pui întrebarea aceasta? Spune, da. Pentru că s-a atins cineva de mine care a avut o problemă mare. Dar a avut o credință mai mare decât problema ei. O credință mai mare decât problema ei. Și femeia când a văzut că este dată de gol, a venit și s-a închinat înaintea Mântuitorului și știți ce spune Iisus? O femeie, mare credința ta! Mare credința ta! Credința ta te-a mântuit! Evanghelistul Luca spune, credința ta te-a vindecat! A găsit soluția să se atingă de Iisus Fiul lui Dumnezeu. A spus, asta e soluția pentru mine, omenește, nu mai există șansă, dar există la El. Când oamenii nu dau nicio șansă, intervine Dumnezeu din cerul și îmi dă șansă. Când oamenii spune că nu mai există pentru mine nimic, nici tratament, nimic, nu mai am nici bani, nu mai am nimic, intervine Dumnezeu din cerul și spune, există șansă și există viață, că așa vrea Dumnezeu din ceruri. Iisus se apropie de Ierusalim. Evanghelistul Ioan spune în capitolul 5. Și acolo erau mai multe porți. Și ajunge la poarta oilor, la poarta frumoasă. Și acolo era un om bolnav de mulți ani. De mulți ani. Și omenește, pentru el nu exista nicio șansă de salvare. Și întreabă Iisus, vrei să te faci sănătos? Să întrești pe un paralizat? Vrei să te faci sănătos? Se uită bolnavul la el și spune, o, cum n-aș vrea. Dar știi ceva? Nu am pe nimeni și există o singură șansă. Din când în când vine un înger al lui Dumnezeu și mișcă apa, face tulburarea apei și primul care intră în apă e vindecat de boala lui, indiferent ce boală are el. Dar eu nu am pe nimeni. N-am pe nimeni să mă arunce în apă. N-am pe nimeni să mă duc acolo, că nu mă, dacă mă arunc în apă, nu mă nec, mă vindec și ies afară vindecat, dar nu am pe nimeni, n-am familie, n-am prieteni, n-am pe nimeni. Și spune, asta e soluția pentru tine? Da. Spune, uite, schimb soluția. Schimb soluția. Ridică-ți patul, ridică-ți rogojina și umblă. Că lângă tine s-a oprit cineva mai mare ca îngerul care vine să miște apa. Lângă tine să opri prințul cerului, să opri cel care spune la furtună să se oprească, să opri cel care ceartă vântul, cel care spune la mare să tacă fără gură, să opri Dumnezeu din ceruri. Ați dorit ca după masa aceasta să se oprească Hristos lângă dumneavoastră și să vă întrebe ce vreți să-ți fac? Ce minunat! Dar să vedem pentru Pavel, care era soluția pentru Pavel? Omenește nu era nicio șansă și auziți, într-o noapte, nu spune când. Într-o noapte. Nu spune cât a așteptat Pavel în Damasc.
Nu ne spune. Poate o zi, poate două, nu știu. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât jos într-o coșniță. Am studiat și erau trei tipuri de coșniță atunci în Damasc. Și dumneavoastră să spuneți ce coșniță au folosit ucenicii pentru Pavel. 1. Era un tip de coșniță, un coș mai mic, care îl foloseau femeile când mergeau la cumpărături. Al doilea tip de coșniță era unul mai mare, mai robust, care urcau materiale de construcție să construiască, să continue construcția cetății. Și al treilea tip de coșniță era un fel de coș de gunoi, care era pus seara la marginea zidului, se arunca toate mizeriile acolo, dimineața înainte de răsăritul soarelui, mergeau 4 bărbați sau 6 bărbați, îl dăteau cu frânghile jos la marginea cetății, la poartă, coborau, ieșeau pe poartă, luau acela și îl duceau să-l arunce la marginea cetății. Singurul coș care era coborât dimineața și ieșea, acum eu am studiat lucrul acesta. Care dumneavoastră ați fi acceptat, indiferent ce coșniță, să fi pus acolo, să te ducă? Într-o zi era în închisoare și gardianul spune, mergeți dregătorul și spuneți că e liber Pavel, după ce l-au bătut și l-au aruncat în închisoare. Și Pavel spune, nu ies așa din închisoare. Eu nu ies așa din închisoare. Eu sunt cetățean roman. Și când a auzit gardianul, a spus, măi, roman? Eu am plătit mulți bani ca să-mi câștig cetățenia romană. Și el a spus, da, eu m-am născut cetățean roman. Și tu m-ai bătut și n-ai dreptul. Și să văd cum o rezolvăm acum problema. De aici nu mai spune Pavel, eu am scrisori de acreditare în buzunar de la mare preot. Eu nu ies așa din cetate. Eu ies cum am venit, triumfător, pe calul meu, garda lângă mine și așa ieși din cetate, da? Dar Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Singurul ucenic care spune lucrul acesta. Și Pavel spune în Filipeni, Hristos n-a luat ca un lucru de apucat și s-a zmerit până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat un nume mai presus decât orice nume, ca numele lui să se plece orice genunchi a celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu ce? Că Iisus Hristos e Domnul. S-a zmerit Hristos, a trebuit să fie zmerit Pavel. Pavel a intrat triumfător în Damasc și a trebuit să-și zdrobească eul lui. A trebuit Pavel să fie zmerit și să iasă de acolo să recunoască că Pavel nu este nimic și totul este Hristos. Să recunoască că el nu poate să facă nimic și cel ce face totul este Hristos Domnul. Nu e așa, dragii mei, că e greu să acceptăm zmerenia? E greu. Dar noi vrem să lucreze Dumnezeu în viața noastră. Și când Dumnezeu ne arată soluția, nu ne place. Domnul să ne ajute. 2. Iese din cetate, pleacă și unde se duce Pavel? Când ajunge la Ierusalim? Merge la biserică. Și auziți ce au făcut ucenicii. Când a ajuns la Ierusalim, Saul a căutat, versetul 26, să se lipească de ucenici. Merge la biserică și a spus, mai m-am pocăit. Și ucenicii se temeau de el și a spus, securistule, nu te credem. Mai m-am dus la Damasc și m-am botezat. Și a zis, nu, e securist. Și se temeau de el. Și vă închipuiți că vine cineva la dumneavoastră, am fost duminica trecută la botez, am fost și astăzi la botez, cei care se botează vin la dumneavoastră și spune, m-am pocăit, sincer, m-am botezat. Și dumneavoastră se spune, este treaba ta, du-te acasă. Eu m-am gândit să fi procedat cu mine așa, nu știu cât timp ar fi mai durat să mai mă duc la biserica respectivă, nu? Cinstit. Haideți să fim cinstiți. Să mergi să vii sincer la biserică, să pui mă, îs fratele vostru. Suntem mântuiți amândoi prin aceeași jertfă, jertfa lui Hristos. Sângele lui ne-a curățit de orice păcat și pe mine și pe voi. M-am botezat în apă, m-a botezat Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Sunt fratele vostru. Și el să spună, nu te crede. Nu te crede. Și toți s-au temut de el. Să accepți soluția lui Dumnezeu când nu te acceptă nimeni. Când nimeni nu te acceptă. E așa, dragii mei, nu vă știu și nu vă cunosc și mă duc liniștit mari dimineața de aici. Și ascultați-mă, de câte ori
a spus, mai m-a fost la fratele Vasile, că și eu sunt păstor, știu ce, și fratele Vasile nu se supără dacă spun lucrul acesta, și nu m-a înțeles. A mers și a spus problema mea și nu m-a înțeles. A mers la comitet și a spus problema mea și nu m-a înțeles. Nu e așa că... Și noi suntem oameni. Sunt păstor, am 5 biserici, sunt om. Nu putem să înțelegem, adică să dăm răspunsul la toți și să-i ajutăm cum ar vrea ei să-i ajutăm. Nu putem. Suntem limitați. Și vin și spun, măi, a fost și nu m-a înțeles. A fost și uite-te. N-a stat de vorbă cu noi. Nu ne-a acceptat ca cum am fi vrut noi să ne accepte. De câte ori ai fost în situația aceasta? De câte ori ai vrut să mergi la familia ta, la prietenii tăi, să ceri un ajutor, un sfat și să vezi că nu-l primești? Și să te vezi singur. Și Pavel, ultimele zile din viața lui, din nou se vede singur și scrie din închisoare de la Roma lui Timotei. Timoteie, la întâiul meu cuvânt de apărare, toți m-au părăsit. Cum? Niciunul n-a stat lângă tine? Nu, toți m-au părăsit. Însă, spune el, Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Singurul care nu ne toarce spatele, singurul care nu ne abandonează, singurul care nu ne părăsește, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El nu ne părăsește. În Geneza, capitolul 21, la vârsta de 100 de ani, se naște lui Avram Isaac, cel făgăduit. Și fratele lui Ismael, avea 14 ani. Și după ce a trecut un timp și a fost încercat Isaac, spune, nu știu cum a râs Ismael de Isaac. Nu știu. Dar spune că a râs Ismael de Isaac. Ismael avea 14 ani, Isaac era mic și se uită Sara la Ismael și se supără. Și merge la Avram și spune, Avram, știi ceva? Ia-o pe Agar și pe Ismael și dă-le drumul. Nu mai vreau să-i văd niciodată în viața mea. Se supără Avram. Ismael era fiul lui. Și Dumnezeu îi spune, nu te supără, dă-i drumul. Și merg în pustiu, ajung, li se termină apa din bordof la Ismael, îl pune undeva la umbră, Agar se retrage și începe să plângă. Și aude o voce din cer. Agar! De ce plânge? Păi, Doamne, în casa unde trăiește tatăl băiatului meu, e belșug de pâine. Într-o zi s-a dus la luptă și a bătut împărații și l-a scos pe nepotul lui, pe Lot, și l-a dus înapoi și are armată puternică, are bogăție. Și pentru fiul lui să nu să găsească acolo un pat și o bucată de pâine? Păi, Doamne, vrea să fiu veselă? Și vine răspunsul din cer. Agar, ia pe fiul tău de mână, pe Ismael. Și stai cu el înaintea mea. Dar înainte spune, Agar, am auzit glasul copilului. Nu știu ce a strigat Ismael. Nu știu ce s-a rugat Ismael. Nu știu. Dar știu că Dumnezeu îi spune lui Agar, Agar, tu ai plâns? Și el s-a rugat, o zis ceva, nu știu, că i-am auzit glasul lui. Du-te ia-l de mână și stai cu el înaintea mea. Că nu Avram binecuvintează. Avram dă o binecuvântare, dar cel care binecuvântează zi eu Dumnezeu din ceruri și am să te binecuvântez și pe tine și pe Ismael, că eu dau binecuvântarea, nu Avram, și nu va duce lipsă de nimic, că eu am putere să-i port de grijă. Când nu te înțelege nimeni, când îți întortă spatele, intervine Dumnezeu din ceruri și îl spune, eu nu te părăsesc și de vei trece prin foc, voi fi cu tine, de vei trece prin ape, voi fi cu tine, că ăsta e Dumnezeul mântuirii noastre. Ăsta e Dumnezeul mântuirii noastre. Când îți întorci tot spatele și nu te înțelege nimeni. Găsim în fapte, dacă întorcem pagina, pe Pavel, care într-o zi vrea să era cu Barnaba și Barnaba a spus să luăm pe vărul meu, pe Marcu cu noi. Și Pavel spune, nu luăm, nu luăm. Omul acesta într-o zi a mers cu el să predicăm Evanghelia și ne-a părăsit. Și nu mai iau cu noi acum. Și îi spune, neînțelegerea aceasta a fost mare. Dar l-a luat cineva cu el, pe Barnaba, pe Marcu. Știți cine a luat? Barnaba. Spune, atunci Barnaba l-a luat cu el pe Marcu și au plecat, s-au despărțit de Pavel. Aici, în capitolul acesta, spune, atunci Barnaba l-a luat cu el.
Dar cine e Barnaba? Haideți să vedem cine e Barnaba. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângăierii. Nu se chema Barnaba. Era Iosif, un levit din neam de Cipru. Apostolii i-a spus numele Barnaba, adică fiul mângăierii. Noi am putea traduce atunci, în capitolul 9 din Fapte, atunci fiul mângăierii, că asta spune Barnaba, l-a luat cu el. Când nu te înțelege nimeni, când îți întorci tot spatele, lângă mine și lângă dumneata, vine fiul mângăierii, vine Hristos din ceruri și ne spune, eu n-am să te părăsesc, eu nu te abandonez. De câte ori ai simțit mâna lui Dumnezeu că a fost cu dumneata? De câte ori ai simțit prezența Lui că ai fost cu dumneata? De aceea Iisus spune, însă ne cuiem în odaia noastră, să avem acolo altarul nostru, să încuiem ușa după noi, să ne rugăm și acolo ne vede cineva nascuns și cel care ne vede nascuns ne va răsplăti și acesta e Dumnezeu din ceruri. Cum și singuri? Da. Ne dă răspuns? Da. Că El nu ne părăsește. Când ne întorci tot spatele, soluția este fiul mângăierii. Doamne ajută! Amin. Doamne ajută! A început să rămână cu Barnaba și cu ceilalți la Ierusalim. Și acum ascultați. Evreii care vorbeau grecește căutau să-l omoare. A treia oară din nou să fie omorât. Evreii care vorbeau grecește căutau să-l omoare. În Biblie, când în Noul Testament vorbește de evrei și vorbește de greci, grecii reprezintă toate celelalte neamuri. Și aici, când ceilalți, care, neamurile sau oricine, și cei din biserică, când pe Ieremia au vrut să-l ucidă cu vorba. Și aici spune, evreii care vorbeau grecește au vrut să-l omoare. Știți cine a intervenit atunci? Din nou Pavel, în pericol de moarte. Spune, când au aflat frații de lucrul acesta. Dar Pavel, tu ai mai mers toată la frați și ți-au întors spatele. Din nou, ai nevoie de frați? Da? Da. În Pavel scrie în Evrei, capitolul 10, versetul 25, să nu părăsim adunarea lui Dumnezeu cum au unii obicei. Psalmul 82, versetul 1, Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu și judecă în mijlocul dumnezeilor. Când avem nevoie de ajutor, soluția o dă Dumnezeu prin biserică. Aleluia. Nu separați de biserică, nu să stăm acasă, nu să ne uităm pe internet că vedem cântări mai bune și predici mai bune, nu, să venim în casa lui Dumnezeu, să cerem ajutor de la frați și Dumnezeu ne dă izbăvire prin frați. Aleluia. Prin frați. Și vreau să vă dau un exemplu, tot din Fapte, capitolul 12. Petru era în închisoare. A doua zi trebuia să fie omorât. Dar spune, biserica nu înceta să se roage pentru Petru. Cine? Biserica. Biserica. Și m-am gândit, măi, noi avem mai multe tipuri de rugăciune, mai multe cauze pentru care ne rugăm. Ne rugăm pentru unitate, ne rugăm pentru pace, pentru umplere cu Duhul Sfânt. Și ei, până la miezul nopții, o singur scop, o singură rugăciune. Pentru ce ne rugăm? Dumnezeu să-L izbăvească pe Petru. Să termina rugăciunea, vinea următorul. Pentru ce ne rugăm? Dumnezeu să-L izbăvească pe Petru. Și nici un alt motiv. Și la miezul nopții, Dumnezeu privește la biserică și trimite un înger și spune, ascult rugăciunea bisericii. Du-te, izbăvește-L pe Petru. Aleluia. Du-te, izbăvește-L pe Petru. Încă astăzi, frate și soră, ascultați-mă, Dumnezeu ascultă rugăciunea bisericii. Și când biserica se roagă pentru un frate, pentru o soră, pentru o cauză, Dumnezeu nu stă nepăsător în cer. Dumnezeu ascultă rugăciunea bisericii și Dumnezeu trimite izbăvire, că ăsta e Dumnezeul nostru. Ăsta e Dumnezeul nostru. Și Petru este izbăvit. Și vreau mai dau un exemplu din Biblie și închei. Într-o zi, ne spune Biblia că aveau de luptat doi frați împotriva sirienilor și împotriva fiilor lui Amon.
Și Iov, care era căpetenie de război, când vede că are de luptat și în față și în spate, îl cheamă pe Abishai, pe fratele lui, citim în 2 Samuel, capitolul 10, și spune Abishai, știi ceva? Eu am să lupt împotriva sirienilor, tu împotriva fiilor lui Amon. Dar, dacă sirienii sunt mai tari ca mine, lasă-i pe fiul lui Amon și vino să mă salvezi, că-s fratele tău. Eu lupt împotriva sirienilor, dar mă uit la tine. Și dacă fiul lui Amon sunt mai tari ca tine, vin să te salvez, că suntem frați amândoi. Avem de luptat și în față, și în spate. Dar știi ceva? Noi doi suntem frați. Aleluia. Și noi doi trebuie să ne salvăm. Frate și soră, dumneavoastră sunteți aici. E în România. Avem de luptat dumneavoastră aici și noi acolo. Dar suntem frați. Amin. Suntem frați. Și unul singur ne izbăvește și pe noi acolo și pe dumneavoastră aici. Dumnezeu din ceruri. Amin. Și e bine când putem să dăm un telefon. Fraților, ajutați-ne. Priviți spre noi. Că sunteți slabi, suntem neputincioși. Și dumneavoastră să spuneți, ajutați-ne. Când suntem slabi, suntem neputincioși. Și toți strigăm spre Dumnezeu din ceruri. Și îl dă izbăvire că suntem frați. Amin. Amin.